Prefectura județului Suceava a anunțat că a fost diagnosticat pozitiv pentru pesta porcină africană, un mistreț găsit mort în albia rulii Dorna, pe raza municipiului Vatra Dornei. Cazul a fost confirmat de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Joi, Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava a aprobat un plan de măsuri pentru combaterea focarului de pestă porcină africană. S-a stabilit o zonă afectată de 13 km în care vor fi vânați toți mistreții prin metode prin care să nu fie fugăriți din zonă. Personalul silvic și vânătorii autorizați vor patrula zilnic pentru a depista mistreții bolnavi sau morți din fondurile de vânătoare. Totodată, în gospodăriile populației de pe o rază de 8 km, specialiștii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava vor face un recensământ oficial al porcilor domestici. Autoritățile au interzis complet mișcarea porcilor și a oricăror produse provenite de la aceste animale. DSVSA Suceava recomandă schimbarea hainelor și a încălțămintei de stradă atunci când se intră în adăpostul porcilor și respectarea cu strictețe a condițiilor minime de biosecuritate în gospodăriile individuale. Autoritatea sanitar-veterinară solicită populației și gestionarilor fondurilor de vânătoare să anunțe imediat medicului veterinar orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la porcinele domestice.